Vedem să luăm un bike vlog și astăzi facem un bike vlog cu prietenul meu de la țară, care îl cheamă Puffy, e un patruped. Sper să vedeți din cauza soarelui. Happy! Azi o 34 ani. Am stricat la podul. De când am mai fost pe podul ăsta. Și vreau să lăsați un like și subscribe la canalul meu. Pentru că acesta va fi un vlog aleatoriu. O să pun mâine. Eu îl filmez acum pe... Îl filmez marți. Și o să pun miercuri. Aici, mâine. Pentru că aici la Cristiana nu am nimic așa de bun. Adică mă ținut pentru un video de 11 minute sau vreo 2 ore. Și la mâine sunt 10 minute și am vreo 10 minute, cam așa. Pe încălzi. Nu e mare apă, chiar e foarte mică. Am fost la frigurile aia, că nu trebuie cu cicleta. E foarte ea, e întins, dar e chiar mică. Nu se cheamă Tazlou. Chiar așa se cheamă, nu e râul Tazlou, ce e genul. Aici s-o lăsă foarte tare. Aici s-o lăsă inundație foarte mare. Aici era apă înainte, la văcă. Ui, o mutat cursul. Asta e România. Cum o să vedeți și vlogul ăla cu pădurea, asta e România. Ai chiar nu zi. Dacă e foarte vede gândurile. E ciudat gândurile astea. Dacă dau și mai tare, sper să nu stai vede nimica. Ce să mai începe? Deci va fi un vlog nocturn, după cum vedeți. Îmi pare rău pentru soare că bate din partea aia. Dar pentru asta vă rog să faci un like la canal. Hai să vă să mă scolați aici și o spui și filmarea. Stai că am fost filmarea. Am făcut niște poze la bicicletă. Hai cu... Deci, frate, e nevoie. Acum am ajuns într-un drum de țară, pe care de țară vreau. Hai, Puffy! Mă lăsă pe Puffy ca să vină și el. O să merg mai încetul. Dacă cineva o să facă până aici, cred că mă scurs tractorul. Ca să ne ajungă. Hai, Puff! Ca să ne ajungă și Puffy. Vreau să lăsați un like și subscribe canalul meu ca să ajungi și mai odată la să mă reclesc de abonați. Vă rog extrem de mult. M-am zis dacă o să ajungi să mă reclesc de abonați, o să postez aproape fiecare zi. Dar până atunci mă scuz de să pun o dată la o zi video. Dacă nu mă spun pe aici, scuzați că nu trebuie la telefon, pentru că e 9:45. Aș vrea să dau pe ochi și mă curs cu aducem. Hai, Puff! Aici sunt case, peste case, multe gropi. Puffy! Hai, zic o fată, sunt toate legei. Cred. Să vă mulțumesc. E frumos că te-am trăit de seara. Da, da. Mai puțin. La mâine cunoșteam seara mai în oraș, în Tibeta sau cu tot. Da, găseam prieteni, găseam colegi. Păi doar să mă ajut prieteni, da. Hai să făgiți cu cine? Păi dacă ai un animal, companie. Eu cum am aici pe Puffy. Aici înainte era apă, da? Nu mai e. Puffy! Puffy!
E spun să asta le ce la mai repede. Și las că pun mâna în față, dar îmi vin tot infecte în ochi. Mă enervează. Hai, puf! Acum o să ajung la strada principală. O să zic până avem noi dimineața. Opi! Asta mi-a scris foarte mult, peste 30 km. Pentru mine am o creu musculară de mama. Mai de să mișc cu bicicleta înapoi, așa că eu am microbuză. Că mâncat acolo. Mănânc cu ochii, cum am zis. Încă așa să mă uitat în musculă. Sper să nu se vadă bateria externă, pentru că e pusă aici, în partea asta. Pentru că n-am avut timp să mai încarc camera. Pentru că va foarte mult astăzi. Și acum să ne asigurăm să dăm bici. Puffy, hai! Să așteptăm și pe Puff. Hai, Puffy! Sa! Trebuie să lăsăm pe el. Hai, Puffy! Chiar din mai încercă. Aici. Pentru că automat nu știu mai încercă. Hai, Puff! Puffy, vină acolo! Acum va veni o mașină. Sa! Da-ți vine acolo. Puffy, sa! Puffy, hai! E fugim. Pentru că se iau la bătaie. Gata. Nu vreau să-l obosesc. Rămân divin. Nes. Stai mai dacă vrei. Cu barbe. Ce așa mă vin pe linia aia? Pe aici am făcut azi dimineață vlogul, stăm pe aici, l-am oprit. Pentru că înainte aveam o pantă, să ziceam aproape de casă. Cum arată așa seara aici, uitați vlogul. Deci hai să coborâm la el. Vă arăt. Puffy! Puff! Hai să vă arăt uitați vlogul. Vlogul ăsta n-am să editez la el. Deci n-am de ușoare de coborât. Aia se pot spune. Am cucată. Va bagă și cucă dacă nu apă. Să fie din șase. Era să bagă în apă. E ce încă venea la pescuit. Motoam acolo. Dar acum nu mai acum. Cum mă bagă am de cam adânca. Să bagă pufe, cum văd. Aici am ia apa. Nu n-au cum să trec. Adică am plecat să nu cred cumva în apă. Că am și telefonul la mine și camera. N-are cum scap pe ea. Aici să fac eu? Mă întorc. Vreau că ea m-a răzgândit. Vă arăt așa slow. Și acum să... V-am pus pic pe
video, ca să nu fie atât de lung videoul. Pentru că câinii ai tot vine pe noi. Și asta am plecat așa repede. Au zis poate. Nu vă spune, scurt, am făcut o baie. N-au ce face. Nu, eu nu suport câinii așa ca de el, dai drumul. Stăpânii știu că mușcă oamenii și las pe stradă, pur și simplu. Poate stai cu un copil mic, cu un părinte, sau pur și simplu copil de 6-7 ani, să-l muște. Poate cine e vinovat? Și dă vina pe copil, pentru că el l-a dat în câini. Și asta nu-i dreptate. Cum a fost tot, mă făcuresc din doar să ies în bicicleta. Pufii, dar nu stă de la oameni. Eu le-aș educat. Deci asta pot. Acum urmează mai coasă. Și acum asta suntem și noi. În Cristiana. Hai, Pufii! Acasă și pe aceea să închei vlogul. Hai prima oară să-l duc pe Pufii acasă și pe aceea. Hai Pufii! Hai să l-am lăsat și pe Pufii și cam acesta a fost vlogul de astăzi. Vă rog să lăsați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!